Bine ați venit, doamnelor și domnilor, sunt Dan pentru HD Gadget și în continuare o să facem despachetarea plăcii video GeForce GTX 780 Gaming Overclock Edition de la MSI. Acum, nu știu cum vine treaba asta cu gaming, GTX 780 Gaming, de parcă ar fi GTX 780 care nu sunt de gaming, dar în fine... Ei prezintă la modul agresiv și ca să se diferențieze cumva de alte plăci video GTX 780, cei de la MSI prezintă această placă video ca având trei moduri de funcționare. Avem aici un gaming app care ne lasă să alegem între, sau poate își schimbă mod dinamic, cred că ne lasă să alegem din aceste trei butoane între overclock mode, gaming mode și un așa zis silent mode presupun că e o aplicație interesantă pentru, mă rog, cine vrea să pună placa video în calculator și apoi să uite de ea, să nu vrea să facă niciun fel de overclock. Hai să vedem aici frecvențele. Deci în partea de sus apare uh, overclock-ul are un bus de 1006 care nu mi se pare deloc uh, extraordinar. Uh, să fim în serios, eu am avut un uh, un uh, gigabyte uh, Winforce, tot GTX 780 de la Gigabyte seria Winforce pe care era în modul boost era la 1050, l-am overclockat până la, se cu frecvența în 1300 și ceva. Deci toată treaba asta cu overclock la 1006, gaming stabil la 954 și uh, silențiozitate la 902. Până la urmă, orice placă video GTX 780 și orice placă video GTX, Nvidia, o să vină cu acel soft care îți permite să modifici în mod dinamic temperatura sau performanța, deci poți să reglezi performanța plăcii video relativ la nivelul ventilatorului, la, nivelul, la turațiile ventilatorului, în așa fel încât să placa video să se oprească la un punct și eventual chiar să-și facă down clock în funcție de limita maximă pe care ai fixat-o ventilatorului. Deci cred că aplicația este foarte bună și își face treaba perfect, dar cei de la MSI au venit cu această trebușoară, acest mic soft, Acum, realitatea este că ce contează cel mai mult la o placă video, în general vorbind, este sistemul de răcire. Și asta e ce ne interesează și la această placă video, acest Advanced Twin Frozer 4, așa au numit ei, Frozer, nu știu dacă așa se pronunță, dar în fine, are ceva cu... De, de a face cu frozen, cu înghețat, da? deci îngheață. E vorba de acest radiator mare care se întinde pe toată suprafața plăcii video și de cele două ventilatoare de foarte mari dimensiuni. Aici e treaba și pe chestia asta îți dai banii atunci când cumperi o placă video aftermarket. Sistem de răcire mai performant. Dacă ai un sistem de răcire performant, după aia poți să-ți faci overclock. A, și un soft, nu e, nu e necesar, dar e bine să fie un soft care să-ți permite să faci overclock la modul lejer și să salvezi profile. Și alea vor fi modurile tale. Îți faci un overclock extrem, dacă ai plăcerea, vezi cât poate să ducă, un overclock mai modest, pe care apoi le salvezi din niște profile și le aplici după cum crezi de cuvință. Nu trebuie să folosești neapărat acele profile care îți sunt servite de producător. Iar în ce privește sistemul de răcire performant și overclocking-ul, adevărul e că la Nvidia nu e o legătură foarte strictă între cele două. E, și asta are ține de faptul că Nvidia nu te lasă să faci, de fapt, foarte mult overclocking. Deci, întotdeauna la plăcile de la Nvidia de ultimă generație, te vei opri în limita de alimentare. Pentru că cei de la Nvidia au o limită de alimentare foarte restrictivă, adică mărirea voltajului este permisă doar într-o foarte mică măsură. Și din cauza asta, overclock-ul se va, se va, opri undeva în eroare de driver sau în acea eroare de driver cu uh, display driver has stopped working, vă că l-ați întâlnit, sau un în artefacte care apar în aplicația 3D, întotdeauna aici te vei opri, nu vei te opri niciodată în temperatura, o grijă să nu ajungi acolo. Totuși o placă video cu o răcire performantă, va fi o placă video care funcționează mai bine și care va fi mai silențioasă. Lucru important, totuși, pentru că există pe lumea asta plăci video atât de zgomotoase. Și știți la ce mă refer aici, nu? de... <laughs> care sunt atât de zgomotoase încât nu suport să stai lângă ele când, în momentul în care se pornește ventilatorul la maxim. Și... Deci, Hai să scoatem placa. Iată. Să facem un pic de zoom. Pardon. Strategia e simplă. Un radiator pe mare, care vine pe toată lungimea plăcii video. Iată, se vede sub ventilatoare străbătut de heat pipe-uri zdravene care distribuie căldura în mod uniform de-a lungul întregului radiator și deasupra lui două ventilatoare foarte mari. Pentru că cu cât ventilatorul e mai mare, cu atât mișcă mai mult aer. Și de-aia genul ăsta de placă video este mult mai performantă în ce privește răcirea decât acel design stock cu care vin, de exemplu, și cele de la Nvidia și cele de la AMD, de fapt, cu un singur ventilator mai mic care trebuie să învârtească mai repede. În păcate, după cum vedem, nu există backplate. Asta pe mine mă cam deranjează. Sigur, nu e așa important, or să zică unii, dar de fapt este important. Dacă pui, să zicem, o placă de sunet în slotul care vine chiar deasupra plăcii video, acea placă de sunet va veni lipită de backplate-ul plăcii video și de PCB-ul plăcii video, tocmai că nu există backplate și pot apărea interferențe. Plus că backplate-ul adaugă rigiditate unei plăci care oricum este destul de mare și destul de grea. Hai să vedem dimensiunile. Deci, placa asta video are 28 de centimetri lungime. De fapt, 27,5. Din unghiul în care camera se pare că e mai puțină, de fapt asta este. Are 11 cm lățime. Și grosimea. Lungimea e foarte importantă dacă vrei să o pui într-o carcasă de mici dimensiuni, mai ales că de acum sunt tot mai la moda aceste carcase foarte mici. Sistemele mici și performante o să devină din ce în ce mai mult un trend, mai ales dacă cei de la Steam o să înceapă să lanseze acele mașini Steam. Deci lungimea e importantă. Și grosimea. Pentru cei care vor să facă selei, ăsta e un aspect important, 3 cm, nici cea mai mare, nici cea mai mică. În ce privește Conectica, două DVI-uri. Un HDMI. Și un display port de mărime standard. Iar aici, deasupra, o mică grilă pentru aerisire. Acum asta fiind o placă video care nu are acel ventilator care suflă în exterior și nu are o carapace de plastic care să, închidă radiatorul, nu o să scoată foarte mult aer. Nu o să scoată foarte mult aer prin acest grilaj. De fapt, nu o să scoată mai deloc aer pe aici. Datorită acestui design, o astfel de placă video va vărsa efectiv tot aerul cald pe care îl disipează de pe radiator în interiorul carcasei. Asta e lucru care trebuie avut în vedere atunci când îți faci sistemul. Dacă pui o placă din asta care emană foarte multă căldură într-o carcasă mică care nu are niciun fel de ventilator de sistem, s-ar putea să încep să ai probleme. Totuși eu cred că asta e sistemul cel mai avantajos. Cu o carcasă decent aerisită, o astfel de placă video îți va face răcire mai bună, la nivel de zgomot mult mai mic. După cum vedem, punțile SLI, bineînțeles, dacă vrei să faci SLI. Îmi place cum arată faptul că această combinație de roșu și negru, care a început să fie atât de comună la produsele Asus din seria ROG, dar iată că apare și la, la acest produs MSI. Și avem, bineînțeles, sigla această insignă care pare că e insignă de club de fotbal Gaming Series care are acolo o salamandră, pare să fie. Oricum, o placă video care arată bine spre deosebire de eu știu alte plăci video GTX 780 aftermarket care da, deși au sisteme de răcire performante, mai performante decât varianta stock, totuși sunt mai urâte efectiv decât, placa, decât, versiunea standard scoasă de Nvidia. Asta e o placă video care arată bine, nu știu cât contează pentru unii, până la urmă o pui în calculator și ai uitat de ea. Deci avem aici cei doi conectori, 6 și 8, evident, că la orice GTX 780. Bun, deci acum hai să vedem accesoriile care vin în cutie odată cu această plagă video. Da, Avem aici un Quick User Guide. Deci, nu știu ce poate să scrie. A, e în foarte multe limbi, da, deci sper că n-ai nevoie de instrucțiuni despre cum să scrii placa video în calculator. Avem un adaptor de la Molex la 6 pini, în cazul în care nu ai o placa ta de bază, pardon, sursa ta nu mai are un conector de 6 pini pentru placa video. Un CD cu drivere pe care sper să nu-l folosești și să instalezi varianta cea mai nouă de soft și de driver de pe site-ul MSI. Și un fluturaș care încă o dată ne face reclamă la cele trei moduri. Da, presupun că e interesant. Ce mă interesează la un astfel de soft este să-mi permite să fac overclocking ușor și să salvez mai multe profiluri de overclocking, pentru că ales profilele pe care le voi folosi. Overclocking-ul pe care mi-l fac eu, nu? Și aici mai avem un adaptor de la VGA la DVI. Wow, mai folosește cineva? Sper că nu cumva aveți de gând să folosiți placa asta video, adică să dai uh, atâția bani pe o placă video ca să o folosești cu conectare analog pe VGA? No. Nu! Asta a fost despachetarea mea pentru placa video GTX 780 Gaming Frozer de la MSI. Sunt Dan pentru HD Gadget. Dacă v-a plăcut acest video, nu ezitați să dați un like și un subscribe. Acum vă spun. La revedere și să auzim de bine!